Salut! Există o varietate de limbaje de programare care sunt considerate relativ ușor de învățat pentru începători. Iată câteva exemple. Python este adesea recomandat ca o primă opțiune excelentă pentru începători. Are o sintaxă simplă, ușor de citit și o comunitate mare, unde veți găsi întotdeauna ajutor. De asemenea, este versatil și poate fi folosit pentru o varietate mare de sarcini, inclusiv dezvoltarea web, analiza datelor și calculul științific. JavaScript este o altă alegere populară pentru începători. Este folosit în principal pentru dezvoltarea web și este acceptat de toate browserele web majore. De asemenea, este relativ ușor de învățat și are o comunitate mare și activă. Java este un limbaj de programare utilizat pe scară largă, cunoscut pentru filozofia sa, scrie odată, rulează oriunde, care îl face ușor de învățat și utilizat. Java este similar cu C++ și C, dar în general este considerat a fi mai ușor de învățat, în special pentru începători. Ruby este un limbaj popular pentru dezvoltarea web și este cunoscut pentru eleganța și simplitatea sa. Sintaxa sa este adesea considerată a fi ușor de citit și de înțeles, ceea ce o face o alegere bună pentru începători. Este demn de remarcat faptul că ușurința de a învăța un limbaj de programare poate depinde și de antecedentele și cunoștințele anterioare ale cursantului, de exemplu, dacă cineva are experiența anterioară în programare, anumite limbi pot fi mai ușor de preluat pentru el.